În mijlocul atentatelor de la Londra au fost prinși români, iar unul dintre ei este Florin Morariu, brutar de profesie și neînfricat. Aseară, când a văzut măcelul de pe străzile londoneze, a pus mâna pe două lădițe și a ieșit în calea teroriștilor. Pe unul a reușit să-l lovească exact când înjunghia un om. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Băi, atac terorist aici! Nebunii ăștia! Băi, frate, am pușcat oameni, uitați! Uitați, frate! Cel care a surprins aceste imagini este român. Florin Morariu este din Iași, iar de un an și jumătate locuiește în Londra. Este patiser, iar aseară a fost românul erou de la Londra. Asta pentru că bărbatul a ținut piept teroriștilor cot la cot cu polițiștii. Am încercat, crede-mă că mi-a fost milă, poate de milă, de frică, nu știu de ce am ripostat, înțelegi? Am crezut că așa este bine. Am zis că, băi, așa mă pot scăpa și eu și poate pot să scăp și pe altcineva. Era în jurul orei 22:30 ora Londrei, iar Florin aproape terminase ziua de muncă la brutăria din centrul orașului. Bărbatul s-a trezit în mijlocul iadului, unde oamenii se călcau în picioare pentru a fugi din ghearele morții. Veneau patru oameni, da? Da. Cum ar veni, da? Un om care era un simplu cetățean, așa, undeva în spate mai era încă un om, înțeleg? Și doi care erau pe lateral. Da. Care erau pe lateralul omului acestea. Deodată a început să-i dea cu cuțitul, cel din dreapta i-a dat primul, i-a dat cu cuțitul și după aia l-am destrăm și dădea un continuu, om a căzut în genunchi, uita la mine. Atunci am încremenit, nu știu, eram undeva la 5 metri distanță de el. Acela a fost momentul în care românul a ripostat, a luat două lăzi de plastic care erau aproape de el. Nu știam ce să fac, aveam navetele alea în mână, am aruncat o navetă, s-a ferit. Știind că se ferește, mi-am dat seama că o să se ferească, că se uita și ăla la mine. Am aruncat cu naveta, s-a ferit și a doua navetă când am aruncat, i-am aruncat-o direct în cap, ăsta de dreapta lui. Ăsta l-am din stânga, s-a uitat spre mine, atunci din spate, că poliția îi urmărea cum ar veni, din spate venea dupa de poliție, cum ar veni, înțelegi? Și tipa portavoce. Prin portavoce, da, a spus prin portavoce, s-a referit la mine, cred. Go, give the grenade, înțelegi? Da. Și atunci a aruncat grenada, atunci am fugit, am auzit grenada, atunci m-a speriat cea mai tare, că am auzit-o jos pe pământ, pe beton, în spatele meu, cum a căzut, cum se aude un fer, cum a aruncat un fer. Atunci, Florin Morariu a scos telefonul și a început să filmeze. Pe înregistrare se poate auzi cum românul explică exact ceea ce se întâmpla în acele momente. Mai mult, Florin alerga disperat pe străzile Londrei și încerca să țină piept teroriștilor cu ce avea la îndemână. Adu ceva de dur! Adu-aia, bâta aia! Da-i stricat! Păi du-și adu parul ăla care e sub masă la mine! Am eu unul de ăla de lemn! Adu! Florin, uite păcălețul ăla tare de sub masă, alb, du-și la duncan. Pe o altă înregistrare făcută publică tot de el se pot vedea polițiștii cum se organizau pentru a acționa, asta în timp ce oamenii erau măcelăriți pe străzile londoneze. Yes, look. Prin gestul lui, Florin Morariu a salvat viața altora, fără să-i pese că o poate pierde pe a lui. A câștigat respectul tuturor, nu doar al nostru ca români, ci al întregii lumii.